Violența este la fel de gravă, fie că vorbim de cea fizică ori verbală, iar impactul asupra victimei este unul major, atât emoțional și mental, cât și fizic. Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia Intotero, reușește să vină în sprijinul victimelor acestor tipuri de violență cu proiecte de lege, care să le ofere sprijin și să le ofere o viață decentă, fără stigmatizare. La nivel național, numărul cazurilor de violență domestică este, din păcate, în continuă creștere. Din analiza datelor statistice privind infracțiunile osesizate în cele 8 luni ale anului 2023, rezultă faptul că la nivel național, numărul faptelor penale care constituie și fapte de violență domestică a crescut față de 8 luni ale anului 2022, cu un procent de 3,6%. Au fost emise 8.629 de ordine de protecție provizorii, 3.606 dintre acestea fiind transformate în ordine de protecție. Din totalul celor 8.629 de ordine de protecție provizorie emise, 7.712 au fost confirmate de procuror, ceea ce reprezintă un procent de 89%. Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia Intotero, susține și sprijină victimele violenței domestice, a discriminării de gen, inclusiv la locul de muncă. Astfel, din funcția pe care o ocupă actualmente, pârghiile pentru a realiza mai multe proiecte care să protejeze victimele sunt mult mai mari și multe. Am adoptat un alt document foarte important, și anume metodologia privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă și implicit poate fi adaptată această strategie chiar și pentru elevi, pentru tinere în sistemul de educație. Ne dorim de asemenea, am avut o discuție cu doamna consilier de stat, cu doamna Victoria Stoiciu și cu doamna Ana Riadi, reprezentantul UNICEF în România, într-o etapă următoare și ratificarea Convenției ONU printr-un protocol adițional, astfel încât fetele, băieții, bine în general, cu probleme de sănătate, să aibă o mai multă susținere din partea statului român.